Vacanța în zonele muntoase se poate termina tragic pentru turiștii nesăbuiți. Zeci de accidente au fost semnalate în ultimele zile pe pârtiile din Poiana Brașov. Din cauza condițiilor meteo, unii s-au accidentat, rătăcit sau blocat, arată salva montiștii. Vacanța la munte poate deveni foarte periculoasă în cazul turiștilor dornici de senzații tari. La Poiana Brașov și masivul Postăvaru, salvamontiștii au intervenit în cazuri la șase turiști care s-au accidentat sau rătăcit, în timp ce practicau sporturi de iarnă. Un snowboarder a fost evacuat după ce a părăsit pârtile amenajate și a rămas blocat. În aceste zile, în insoare abundentă, vizibilitatea redusă și stratul gros de zăpadă reprezintă un adevărat pericol. Astfel, salvamontiștii le recomandă schiorilor să rămână doar pe pârtile amenajate și să nu mai iasă de pe acestea, deoarece, făcând acest lucru, se expun unor pericole inutile. Tot în Brașov, un turist irresponsabil a vrut să sară din telescaun pentru a-și recupera schiul căzut la părăsirea stației de îmbarcare a telescaunului Ruia. Cazul putea deveni tragic dacă personalul de operare nu ar fi oprit instalația la timp. Scaunul a fost întors spre stație unde distanța față de pământ a fost mai mică, astfel încât turistul a putut coborâ în siguranță. Salvamontiștii atenționează turiștii că în cazul în care pierde echipamentul la îmbarcare, trebuie să aștepte sus. De regulă, acesta este trimis prin monitor sau salvamontiști într-un timp destul de scurt. De la începutul sezonului de schi, doar în Poiana Brașov, salvamontiștii au intervenit în peste 500 de cazuri.